No, servus, cârcotași, dragi! Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu accentul meu, motivul este unul foarte simplu. Iată, am poposit în Cluj-Napoca, unde noi continuăm vânătoarea după răspunsuri simpatice și la obiect. Ce o să facă clujenii la testul nostru astăzi rămâne de văzut. Care era denumirea romană a orașului Cluj? Nu știu. Hai să spunem așa. Hai să spunem că nu-mi trece acum prin minte, acum nu-mi fuge. Hai să zicem că mi-a scăpat sau îmi scapă. Bine. Nu vine cum a... Dacia. Dacia Romano, Pontic, ceva de gen. Ai, nici asta nu știu. N-am de unde Roma. Care era denumirea romană a orașului Cluj? Napoca. Cine a fost Matei Corvin și unde s-a născut el? Principe, rege, nu știu detalii, undeva în zona asta. Nu știu, nu vreau, mai bine nu spun o prostie, deci nu mă pricep foarte bine la istorie. Matei Corvin, păi, statuie aici, în centru. Asta știu, dar mai multe detalii despre el nu pot să vă dau. Matei Corvin. Mă pui în pane. Și este statuia lui în centru. Nu pot să spun, nu vine acum, am emoții. Din câte știu, el a fost fiul lui Iancu de Hunedoara, s-a născut, presupun că, la Castelul Huniazilor și a fost un rege maghiar. Așa? Dar mai multe date de atâta nu vă pot da. Okay. Cine a zis asta la vista baby? Ace Ventura. Sylvester Stallone. Așa. Habar n-am. Dar știi vorba asta? Da, o ziceam de multe ori. Nu. N-ai auzit asta la Vista Baby? Ba, am auzit, dar nu știu cine. Din ce film e? Adică te dau așa, într-un film. The Mask? Jim Carrey, gen chestii de astea. Acolo am auzit ăla. Ok. Știți vorba asta? Ceva italian, nu știu. În germană, dacă doriți ceva, sprechen, zipe, steiding, deutsch, pot să vă întreb și eu câteva întrebări? Wie viel heißt zum Beispiel haben Sie? Asta la Vista Baby este un, o replică dintr-un film, dar nu știu exact din ce film. Nu știi ce actor celebru a zis asta? Oare Humphrey Bogart? Nu știu. Era un actor, îl cheamă Terminator? Oare cum spunea Terminator, îl cheamă Terminator. Iar Arnold Schwarzenegger este un bodybuilder de top. Din Germania s-a născut, a migrat în America, iar acolo a devenit actor. Uh-huh. A devenit chiar și un fel de primar acolo, dacă bine mi-aduc aminte. Nu te poți aștepta ca oamenii să aibă răspunsurile la toate întrebările. Însă eu cred că e bine din când în când să dai un refresh minții tale, căci nu știi niciodată când poate să vină peste tine un cârcotaș cu întrebări de cultură generală. Pentru Cronica Cârcotașilor a fost Alexa Niculae.